oamenii care se gândesc la acest lucru, la ce ar fi putut fi dacă, trăiesc în ceea ce se numește hindsight bias. Adică, cu informațiile noi pe care le avem, vrem să rezolvăm o problemă pentru care, la momentul ăla, nu avem informațiile. Dacă aveam mintea de acum. Da. Exact despre asta. Acesta este hindsight bias. Asta e o perspectivă. Altă perspectivă este următoarea. Momentul în care te gândești ce ar fi fost dacă, tot timpul te vei raporta la trecut, nu vei trăi momentul de acum și vei avea tot timpul regrete. Astea sunt iar depus în sacul ăla pe care îl care în spate după tine. Ah, dacă zi se întâmplă asta. Deci perspectiva asta nu e potrivită. Variantele au fost care au fost la momentul ăla. Sigur, putem vorbi de varianta Dan Petrescu și de varianta Bălunii. S-au luat aceste decizii. Alți antrenori n-au vrut să vină pentru că probabil i s-ar fi dat și lui Hagi o șansă. Era o situație în care putea veni Hagi. Poate ar fi fost și alți antrenori implicați în acest proces de alegeri. Varianta a fost Edi Ordănescu. Cum s-au purtat negocierile? Eu nu știu. Cine știe? Poate să discute, sau luat acest decizie. Suntem în momentul ăsta ce sunt trecutul nu mai putem schimba decât, dar cumva putem să călătorim în timp. Da, s-a ajuns la varianta Edi Ordănescu pentru că Laszlo Bălunii n-a fost mulțumit de o anumită formă a contractului care a fost propusă, pe care Edi Ordănescu a acceptat-o și de asemenea Gică Hagi a refuzat și de asemenea și Dan Petrescu n-a putut să vină. Așa s-a ajuns la, spuneai mai devreme cum s-a ajuns la această formă. Dacă mă gândesc la Laudislau Bălunii, în 2001 era la echipa națională a României, cred, 2001, da. Și a plecat de la echipa națională la o echipă de club. Nu e corect. Da? A fugit, nu a plecat. Da, nu, a eu voi, da. Da, a plecat de la echipa națională. Nu știu ce formă de contract i s-a oferit, dar n-a venit la echipa națională. Și dacă suntem patrioți, cei care sunt foarte patrioți, pot și se simt foarte atașați de echipa națională, înțeleg că asta e cumva un sacrilegiu. Așa a fost considerat atunci în fotbal. Și probabil oamenii din fotbal n-au uitat ce au construit o formă de contract.